Da, a venit și această zi, ultima zi de Electric Castle, dar înainte să o începem, trebuie să rezolv o problemă. Trebuie să-mi încarc mașina electrică, ca să am cu ce să mă întorc la București. Gata, oficial se încarcă și Zoe. Mâine dimineață o să iau full 100%. No, bun, și acum că am rezolvat și această problemă vitală, haideți să ne bucurăm de ultima zi de Electric Castle 2018. Cum am ajuns iarăși în backstage aici la main stage, pentru că astăzi avem o misiune specială. Aici Dănuț, fanul numărul 1, Dubioza Colectiv, o să meargă să-i întâlnească pe băieți. Eu am vorbit cu ei la After Hills anul ăsta și acum mergem să-i cunoască pe băieți. Dubio. Și a venit și Lucian, s-a băgat și el în seamă. Haideți să-i vedeți și voi pe Dubioza Colectiv. Has fulfilled his purpose. I'm sitting with Dubioza drinking a beer. Life is good. No. Life is good, man. Life is fucking good. Sometimes. Gata și backstage-ul cu Dubioza. Cum a fost, Dănuț? Da, doamnă și domnule, am întâlnit și români fericiți și bosnieni. Bosniaci fericiți. Foarte mișto, băieții. Abia aștept să vă arăt cum ești la concertul lor. Până atunci, mergem la The Kryptonite Sparks. Să vă prezint în turul castelului și zona de presă, aici chiar în castel, unde ne-am făcut veacul și am editat vlogul. Aici este o parte din echipa minunată de la PR, de la presă, Andreea, Renate, Andrei stătea acolo, Oana, nu, Oana am zis bine, da? Așa? Anca, iartă-mă, Anca. Da, mulțumim. You're gonna find me. Do you consider that Romania is part of the Balkans? Okay, now we're gonna teach you how to dance a Balkan tango. If you want. Do you want to do that? It's very simple dance, very simple, like everything on Balkans. Very simple. Only two steps.
The first step of Balkan tango. Very simple. Everybody hug each other like this. Except the girl, you just enjoy on your fucking pineapple. Good. Our barber and our... You know what, guys? Come. Please. You know what? This guy is our official photographer in Romania. And this guy is our official barber. He gave all these fucking haircuts today. Big applause. And it was for free. Thank you very much. No. Hey. Please stay with us, bro. Come on. So, second step. Are you enjoying on the pineapple? Of course you do. Smoothie kind of thing, huh? Okay, second step of Balkan tango. Are you ready? Are you hugging? Hear you. Are you hugging? That's most important. Fuck Facebook. Fuck Instagram. You cannot hug there. You cannot feel the person next to you. Look at that, huh? Ready? Yeah, 1, 2, 3, hey! Pineapple, go! Move. She needs to get over there. To the fence, all the way to the fence. Băi, zici, da-ți nebun! Oh my god. Stați un pic, să zic aici. Oh my god, cât de tare a fost la Dubioza Collective. Cât de tare a fost, Lucian? Ce costă? Cât de tare a fost? Oh. Cât de tare a fost? Absolut genial. Cât de tare a fost, Cristina? Foarte fain. Cât de tare a fost, Danuța? Putea spune că a fost foarte pe suflet. Primul tău concert dubioză? Primul concert dubioză, da. Nu și ultimul. Da. La mine a fost al 7-lea. Pot să plec acasă acum, dubioză nu. Nu o să mai fie nimic atât de bun astăzi. Cum mai urmează JCJ? Foarte mișto și la GCJ, au cântat-o și pe aia cu Price Tag. Am uitat și o puștoaică pe scenă și au cântat foarte, foarte drăguț. Dar acum trebuie să vă arăt ceva foarte, foarte mișto și n-am apucat să vă arăt în turul festivalului de ieri, pentru că nu l-am prins. Haideți să vă arăt The Stigma Show! A fost mișto și la
Dragnea ori Tăriceanu sau Nothing But Thieves, cum îi cunoaștem noi. Da, foarte mișto, băieții, mi-a plăcut. Și mai văzusem odată în deschidere la Muse, dar acum am să te-am prins într-un concert al lor. Foarte mișto. Continuăm seara aici la Electric Castle, este ultima noapte de distracție. Și n-am terminat, mai avem. Haideți să haidem. Așa se încheie, doamnelor și domnilor, ediția cu numărul 6 de Electric Castle. Am mai dat o tură de festival, am văzut pe Sun Hollow și pe Valentino Can la hangar, foarte, foarte mișto. Salut! Băgăm aici niște oameni în vlog, salutare! Salut! Ce faceți, panduților? Tocmai făceam aici finalul și ziceam că a fost o ediție foarte, foarte mișto, nu? V-ați distrat? Chiar a fost mișto. Foarte fain! O să ne fie dor de Electric Castle până la anul. Vine Antoldu, vine Siget, fiecare, fiecare festival cu farmecul. Și Electric Castle este un festival foarte, foarte frumos și abia așteptăm să ne întorci, corect? Corect. Ba. Stai, că n-am terminat, las că termină, mă descurc. Da, mă bagi în vlog. Da, ai părut gata, ești aici în vlog. Da, a fost o zi plină, o zi specială pentru noi și gașca veselă, pentru că Find Me și pentru că azi a fost ziua lui Claudiu. Și le mulțumesc băieților de la Dubioza Colectiv pentru momentul special din timpul concerturilor. Și le mulțumesc că m-au luat pe scenă, pentru că a fost foarte, foarte mișto experiența acolo. Și dacă tot am vorbit atâtea de ei, o să-i las pe ei să încheie episodul de astăzi și noi ne vedem la următorul festival. Aceste zi fise! Ne vedem data viitoare!